O crimă oribilă ar putea fi dezlegată după 8 ani. Anchetatorii au primul suspect în cazul uciderii actriței Gabriela Dorgai în 2014 în Satu Mare. E un individ care le-a intrat lor recent în vizor după ce și-a violat fica. Procurorii cred că ucigașul ar fi avut atunci și un complice. Familia actriței speră ca măcar acum să-i se facă dreptate. Foaie verde, mărăcine, cât trăiești neică pe lume, poartă-te puțin și bine, căci nu știi moartea când vine. În noiembrie 2014, o crimă teribilă șoca țara. Gabriela Dorgai, o actriță de 43 de ani de la Teatrul de Nord din Satu Mare, a fost ucisă pe malul râului Someș. Femeia se întorcea de la premiera unei piese. Pe drum în apropierea barajului Dobrogea, un individ a acostat-o și a târât-o în stufărișul de pe marginea apei. A lovit-o, i-a rupt coastele și a strâns-o de gât. În zadar s-a chinuit să scape din mâinile călăului. Nu s-a oprit decât atunci când femeia a rămas fără suflare. Apoi, individul cu minte bolnavă a dezbrăcat-o și a violat-o. Deși crima s-a întâmplat în centrul orașului, nimeni n-ar fi auzit țipetele Gabrielei, iar asta l-a șocat inclusiv pe investigatorul de la acea vreme. Este revoltător că, fiind în plin centru, nu a existat o reacție. Abia a doua zi de dimineață a fost găsită de o tânără care se plimba cu bicicleta. În cei 8 ani, polițiștii au audiat peste 300 de oameni. Unul dintre cei doi martori a reușit să rețină niște semnalmente și pe baza acelor semnalmente am reușit împreună cu specialiștii criminaliști să întocmim portretul robot. Un portret robot care s-a dovedit cheia cazului. Pe 5 ianuarie anul acesta, pe mâinile polițiștilor, a ajuns un individ bănuit că și-a violat fiica în repetate rânduri. Bărbatul semăna perfect cu portretul robot, așa că procurorii l-au transformat în suspect în cazul crimei. I-au fost luate probe ADN. Potrivit unor surse observator, probele nu se potrivesc, dar anchetatorii cred că a mai avut un complice. Și am auzit că tot striga, urla sau o și bătut pe nevastă sa. La vremea crimei, individul lucra ca agent de pază la o firmă din zonă. La scurt timp, după moartea Gabrielei, și-a dat demisia și a plecat în Germania. Au fost polițeici și l-au ridicat. Eu m-am mirat să facă și crimă. Nu-i destul că ce-au făcut, să mai facă și crimă. Doamne. În ultimii doi ani, individul și-ar fi violat fiica cea mare, acum în vârstă de 17 ani. Copila și-a luat inima în dinți și l-a reclamat. Mi-a povestit că de la 10 ani o pipăia în zonele intime, portretul robot intestin. Familia Gabrielei speră să-și găsească în sfârșit liniștea, iar făptașul să fie tras la răspundere. Mi-am dat seama că doar așa, dacă mai face vreo prostie, vreo nelegiuire, va fi. Individul de 48 de ani este arestat pentru 30 de zile pentru că și-a violat fica. Dacă va fi găsit vinovat și pentru crima teribilă, își va petrece restul vieții în spatele gratiilor.